Am stat înaintea Domnului în privința aceasta și eu am rămas parcă așa străpuns de felul în care Dumnezeu a potrivit lucrurile. Textul a fost rânduit cu câteva săptămâni înainte și în săptămâna înainte de a fi textul acesta despre posibilitatea să fie ziua Domnului, să fie răpirea sau să fie plecarea noastră, Dumnezeu îngăduie în Biserica Betel un tânăr de 24 de ani să plece dintr-o dată. Și să pune întrebarea, cât ne gândim noi la întâlnirea cu Domnul? Doar în casa Domnului? Doar când vin anumite semnale? Într-una din diminețele trecute, mai exact ieri dimineață, dimineață tare, m-am trezit, nu mai aveam somn și am stat puțin și am cugetat. Și Domnul mi-a adus în minte o vedenie veche, din nou am văzut-o. Și o lucrare de noapte. Și prima a fost lucrare de noapte. Am avut-o cu ani în urmă. Și am văzut-o parcă foarte clar din nou. Parcă mergeam cu un grup de frați de aici din adunare, printre ei și fratele Andrei, Stelică și mai mulți frați. Eram chemați la o nuntă, într-o adunare. Și pe drum vorbeam, oare ce o să fie, cum o să fie, și ne gândeam noi fiecare ce avem de făcut, ne bucuram că eram chemați la acea nuntă. Și am ajuns la casa de adunare unde urma să fie nuntă. Și am intrat, în minte era parcă forma bisericii noastre. Și am intrat tot așa pe o ușă și ne așteptam să ne întâmpine cineva. Și nu ne-a întâmpinat nimeni. Parcă am intrat de undeva de sus și de unde am intrat vedeam doar scaune goale. Nu era nimeni în adunare. Și ne-am uitat unii la alții și am venit la nuntă. Ne-au chemat la nuntă, unde sunt frații? Și dintr-o dată, prin Duhul, am fost luat, eu nu mai eram undeva sus și am început să văd ce se întâmpla în acea adunare. Băncile toate erau goale. Dar avea o estradă, așa, o platformă în față, ca la noi, mai mare ca la noi. Și acolo era plin de frați și de surori. Și vedeam acum prin Duhul ce se întâmpla acolo. Și mă întrebam, unde-s frații? Unde-s frații? Unde-i mireasa? Unde-i mirele? Și dintr-o dată, în timp ce vedeam că acolo era plin de frați, Domnul mi-a arătat că erau mese de joc. Și se jucau cărți și reme. Acolo, la mesele alea de joc. Unii erau la mese, alții prin prejurul mesei spectatori. Și mă gândeam, ne-au chemat la nuntă și ei joacă jocuri acolo. Și dintr-o dată, din partea dreaptă, s-a deschis o ușă. Și au ieșit o persoană și a zis, fraților, nunta nu se mai poate face în biserică. Veniți aici. Aici se face pregătire pentru nuntă. În camera asta, dintr-o parte. Și noi ne-am îndreptat acolo, deja eram... Parcă eram cu ei și știu că am intrat și din nou am rămas să văd prin Duhul ce se întâmpla în adunare. Și persoana care ne-a chemat pe noi și am intrat, a zis fraților, surorilor, celor ce erau acolo în față, uite frați, au venit și ei, haideți voi aici, haideți să ne pregătim pentru nuntă. Și de acolo din față s-au auzit comentarii. Cum se mai aud și azi prin biserică. Lasă-ne în pace, ce credeți că numai așa? Vedeți-vă voi, ce credeți că numai voi? Lăsați-ne în pace. Erau preocupați să joace jocuri. Alții erau preocupați să se uite la alții cum joacă jocuri. O parte din cei care erau în picioare s-au desprins puțin. Și au venit în camera aceea. Și eu acum vedeam din nou ce se întâmpla acolo.
Și a trecut un timp și din nou s-a deschis ușa. Și aceeași persoană a deschis ușa și a zis: fraților, surorilor, este târziu. Au venit frații, haideți și voi. Haideți și voi și împreună să ne pregătim pentru nuntă. Și s-au auzit din nou comentarii și cuvinte de dispreț. Lăsați-ne în pace. Cu voi, numai voi, pocăiți, numai voi sfinți. Sau ce credeți că numai voi ajungeți în rai? Și fel de fel de vorbe de astea. Și erau preocupați. Dar a doua chemare de la mese, s-au ridicat unii și au zis: măi, poate totuși ar trebui să mergem și noi. Și s-au ridicat câțiva de la mese și câțiva din cei care erau în picioare și s-au îndreptat spre camera aceea unde se făcea pregătirea pentru nuntă. Știți, era interesant că niciun loc la mese n-a rămas gol. Cum s-au ridicat? Cei din picioare de-abia așteptau. De-abia așteptau să se pună ei să se joace acolo. Și-a trecut iar un timp. Și s-a deschis din nou ușa. Și aceeași persoană a ieșit și a zis: fraților, surorilor, este foarte târziu, foarte târziu. Haideți și voi să ne pregătim împreună pentru nunta aceasta. Mi-aduc aminte, parcă am văzut ieri dimineață din nou, cum de la mesă s-au ridicat mulți și au zis: măi, hai să mergem. Din cei care erau în picioare, parcă le era rușine de faptul că au fost chemați din nou. Și au zis: hai să mergem. Și s-au îndreptat un grup mare spre ușă. Dar aș vrea să vă spun că au rămas mulți. Mulți care s-au ocupat mesele. O mai rămas câțiva în picioare. Și comentarii, și vorbe, și dispreț, și bajocoră. Și s-a închis ușa din nou. Și atunci, din cei ce stăteau la mesă, s-a ridicat cineva și a zis: totuși nu-i frumos. Au venit și frații aia musafiri, s-au dus și dintre noștri mulți. Hai să mergem și noi. Și s-au pornit spre ușă. Ce este trist că nici atunci unii nu s-au ridicat de la mese. Au zis: da, și voi, cu sfințenia voastră, și fel de fel de vorbe de astea, comentarii, judecăți. Și unii au rămas la mese. Au plecat un pâlc mare și când s-au apropiat de ușă și au vrut să deschidă ușa, s-a auzit o voce care a spus prea târziu: mirele a venit și nunta a început. Și m-am trezit. Asta este una din lucrări. Și cealaltă care foarte am văzut-o din nou. Am văzut un car. Carul Domnului. Și carul ăsta era împopoțonat. Așa era cuvântul. Și din nou Domnul ieri mi l-a adus din nou același cuvânt. Avea forma unui car. Dar era împopoțonat. Fiecare o pus acolo cum a vrut el. Și mulți erau pe lângă car și unii se făceau că împing, alții puneau deță în roate, cum se spune. Și fiecare a pus cam așa. Și carul ăsta era împopoțonat. Avea forma unui car, de era așa măran, mare, împopoțonat. Și dintr-o dată a venit o mână albă. A venit o mână albă și a intrat în mijloc acolo. Și când a scos mâna asta afară, a scos, cum vedem noi așa, ca schița unui car, cu patru roți, cu oiște, așa, ca și cum o schiță așa, un car alb. L-a scos de acolo. Și a început să-l tragă. Și cine a fost atent, a văzut mâna aia albă și când a văzut că o tras carul, a început să se ia după carul ăla, care era ca o schiță, așa ca... Foarte mulți au rămas lângă car, forma aia de car împopoțonată, nebăgând de seamă, căci mâna Domnului trăgea carul și Domnul spunea atunci, mi-a spus și el, lucrarea mea merge prin puterea mea. Lucrarea mea merge prin puterea mea, n-are nevoie de mână omenească. Și a zis Domnul, dacă nu vom fi atenți, ne vom trezi că rămânem lângă o formă de închinare. Ne vom trezi că rămânem lângă un car, lângă o religie, lângă o părere, lângă o încredințare. Și dacă nu vom fi atenți, mâna Domnului
își va mâna puterea lui, va mâna lucrarea lui. Și noi ne vom trezi, poate prea târziu. Frați și surori, după atâtea lucruri care se întâmplă pe pământ, după un an de zile care se împlinește luna aceasta, în care trece pământul și noi am trecut prin diferite feluri de încercări, prin diferite situații, prin legile acestea, starea care se confruntă frații noștri din Europa, care nu pot să meargă la adunare, care stau și se bucură când cineva vine și pe Zoom le dă un cuvânt de îndemn, o cântare. S-ar putea pe noi, Dumnezeu să ne judece și să ne cântărească aspru, pentru că Dumnezeu a făcut mult pentru noi. S-ar putea pentru noi Dumnezeu să dea o sentință care să ne doare. De ce? Pentru că de la amvonul bisericii se cere un amin. Și aminul ăla trebuie să vină de la mine și de la tine, din dragoste pentru Domnul. De ce? Pentru că Dumnezeu ne vorbește mult. Și așa cum spunea Duhul Domnului nu de mult undeva într-o adunare în România, poporul meu vorbește.